Bună dimineața! Vă spun și eu, bine ați venit la această conferință de presă. O să coborâm așa mai abrupt către realitatea târgoviștiană. Am prins o mică discuție legată de salarii. Să știți că problema, într-adevăr, este o problemă cu salarii, nu în sistemul bugetar, în administrația publică locală. Și vreau să fac, această mențiune, pentru că o persoană care trebuie să gestioneze fonduri europene de zeci de milioane de euro este plătită cu salariu minim pe economie în momentul de față. Și vreau să spun că lucrurile acestea, într-adevăr, sunt lucruri care sunt, foarte, foarte importante. Și vreau ca, și trebuie ca lucrul acesta să fie, reglat. Adică să existe o corespondență între nivelul de responsabilitate și veniturile pe care le primești. Mare parte din fondurile europene și mare parte din ceea ce înseamnă modernizarea comunității locale depinde de administrația publică locală. Iar în administrația publică locală trebuie să avem profesioniști. Pentru a avea profesioniști în administrația publică locală, trebuie să le oferim condiții financiare care să fie cât de cât decente. Repet, sunt oameni, în momentul de față, în primul rând, municipiului Târgoviște, care gestionează proiecte de zeci de milioane de euro, care sunt plătiți cu salariu minim pe economie, iar creșterea salariu minim pe economie i-a adus la un nivel, deci ei practic nu au beneficiat de creștere cu 20%. Lor li s-a adus salariul la nivelul salariului minim pe economie. Suntem într-o situație, repet, destul de gravă. Am auzit că s-au mărit salarii în diferite zone. Este foarte bine, dar cred că mult mai important este să avem o echilibrare bugetară pe zona veniturilor și susțin cu toată forța creșterea de salarii în administrația publică locală. Pentru că, bun, creștere cu 20%, toată lumea spune, dar gândiți-vă că se aplică la baza care este una foarte scăzută. Una este să aplici 20% de la un salariu de 5.000 de lei, alta este să o aplici la un salariu de 1.000 de lei. Gândiți-vă cum, la ce nivel suntem. Asta a fost așa o paranteză și cred că este absolut benefic pentru administrația publică locală să avem această corelare, repet, a veniturilor cu responsabilitățile.